Promovată vara aceasta în Liga A3, a 3, preluarea echipei Minerul Mehedinți de către primăria severineană bate pasul pe loc. După ce a fost parafată asocierea cu municipalitatea pentru ca echipa să fie susținută financiar în sezonul competițional care debutează la sfârșitul lunii viitoare, în ecuație a mai intrat ca partener și Consiliul Județean. Toată această situație a dat peste cap planul de reorganizare care se dorea a fi făcut. Inițial, autoritățile locale și-au propus să preia clubul cu sediul la Valea Copcii, căruia să-i schimbe și denumirea pentru a reprezenta orașul. Din păcate, în acest moment suntem într-o oarește întârziere. Noi am avut o discuție cu conducerea echipei la un moment dat, am avut discuții avansate și la federație. Între timp a intervenit în, în această acțiune și Consiliul Județean cu cotă egală, în sensul ăsta vom fi parteneri egal primăria municipiului, Consiliul Județean și Sindicatul Minier, dar suntem într-o întârziere, termenele au cam expirat, numele echipei nu se mai poate schimba, și precum și sediu, așa cum doreau de altfel și severnenii, să avem o echipă care se poarte numele orașului. Consiliul Județean nici până în acest moment nu au dat o hotărâre de Consiliu ca să putem avansa Discuțiile să putem merge și la federație. Dincolo de aceste probleme, autoritățile locale își pun mari speranțe în proiectul demarat luna trecută. De altfel, dorința tuturor este aceea de a readuce la malul Dunării fotbalul de calitate cu jucători locali. Scopul nostru este să facem performanță și la anul să promovăm, dar există o condiție de bază ca toți partenerii implicați să fie foarte serioși. Ce seminarul Mehedinți va avea în conducere trei entități, Primăria Severin, Consiliul Județean Mehedinți și Sindicatul Minier de la Husnicioara. Procentul fiecăruia va fi de 33,3%. Un proiect similar este și la Clubul de Liga I, Pandurii Jiu.